În ultima vreme s-a tot zvonit faptul că Jador a părăsit Survivor All Stars. Însă nu mulți au dat crezerea acestor vorbe. Deși a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți, faimosul a fi fost descalificat din anumite motive. Sigur că toți fanii competiției din Republica Dominicană așteaptă cu sufletul la gură să vadă pe micile ecrane dacă Jador este dat afară și din ce motiv. Până atunci, pe rețelele de socializare au apărut tot felul de postări, care par fi făcute de, de manelist. Pe lângă anumite mesaje care au circulat pe grupul de WhatsApp, acum a apărut și o postare mai controversată pe contul de Facebook. Solistul s-a dat de gol fără să vrea și a publicat un mesaj legat de foștii amici din facultate. Pentru că jadar s-a dat de gol pe internet că nu mai este în competiție, ProTV l-ar putea pedepsi pentru acest lucru. Nu este un secret faptul că Survivor are multe clauze de confidențialitate foarte dure. Manelistul ar putea scoate din buzunar bani frumoși. Deoarece producătorii show-ului îi taxează pe cei nedisciplinați cu sume colosale.